Polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice și polițiștii de ordine publică au acționat permanent pentru constatarea și sancționarea faptelor ilegale la regimul silvic. Astfel, în primul trimestru al acestui an au fost executate 112 controle, fiind verificate 60 de obiective, dintre care 24 instalații de debitat lemnul, 6 exploatări forestiere, 7 depozite, 10 piețe sau târguri și 501 mijloace de transport. Polițiștii au constatat 171 de infracțiuni silvice și au aplicat 272 de sancțiuni contravenționale, majoritatea pentru transportul materialelor lemnoase fără avize de însoțire, ori fără documente comunitare echivalente acestora prevăzute de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare, în valoare de circa 229.000 de lei. În urma acțiunilor desfășurate a fost recuperată și confiscată cantitatea de aproximativ 3.258 de metri cub de material lemnos, reprezentând 232 de metri cub de cherestea, 2.810 metri cub de lemn de lucru și 216 metri cubi de lemn de foc, în valoare totală de 980.000 de lei. Totodată, polițiștii au indisponibilizat 3 autovehicule care au fost folosite la transportul ilegal de material lemnos. Reamintim faptul că UD Tracking este denumirea noului sistem informatic prin care se monitorizează transporturile de masă lemnoasă din pădure, folosite legiuitor în lupta pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori. Începând din data de 8 octombrie 2014, este obligatorie înscrierea pe avizul de însoțire a codului unic a datei, orei, minutului și secundei emiterii codului, acest cod fiind generat online de către aplicațiile existente.